Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, contra curentului. Vom fi luați de val dacă nu ne vom sprijini temeinic pe stânca Iisus Hristos. Predicarea cuvântului. Textul de memorat îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cei tari. Oamenii fac deseori greșeli atunci când își aleg conducători. Dumnezeu însă nu alege niciodată persoana greșită, surprinzând mai mereu lumea prin liderii aleși de El. În 1 Corinteni, capitolul 26 cu versetul 27, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu mai sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Adesea, oamenii nu ia în seamă pe cei foarte educați. Acest lucru nu se întâmplă deoarece el disprețuiește educația, ci pentru că deseori o persoană educată nu reușește să-și dea seama cât de ignorantă este cu adevărat. În 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 1, citim, dar cunoștința îngânfă. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Deoarece oamenii obișnuiți pot fi adesea mai ușor de învățat, Dumnezeu alege lideri dintre aceștia. Atunci când vede oameni obișnuiți pe care îi poate folosi în roluri de conducere, El îi instruiește, obișnuindu-i cu situații dificile pe care trebuie să le stăpânească. Iisus și-a ales primii elevi din rândul oamenilor de rând. Pescari din Galileea, ucenicii erau oameni simpli, neșcoliți, nu beneficiaseră de o educație rabinică, nu cunoșteau învățăturile și obiceiurile lor. Însă, învățătura din disciplina severă a trudei și a greutăților. Erau oameni care puteau fi instruiți și modelați. O astfel de educație în conducere i-a dat Dumnezeu lui William Miller, bărbatul care a devenit reformator american. Tatăl lui William Miller fusese un mare patriot, având funcția de capitan în armata continentală a lui George Washington și aproape că și-a dat viața în timpul bătăliei pentru New York. Familia Miller renunțase la aproape toate posesiunile ei pentru a sprijini războiul, ajungând extrem de săraci până la sfârșitul acestuia. Drept urmare, Miller a crescut în sărăcie, fiind obișnuit cu dificultățile. În tinerețe, Miller a observat că mulți dintre cei mai influenți oameni din comunitate nu luau Biblia în serios. Cu toate acestea, Miller îi admira, deoarece, aparent, aceștia erau generoși, morali și etici. Acești oameni adoptaseră o viziune asupra lumii numită deism. Deiștii credeau că Dumnezeu crease lumea cu mult timp în urmă, dar la fel ca saducheii din zilele lui Hristos, aceștia credeau că El își lăsase creația să evolueze după legi proprii. În opinia unui deist, Dumnezeu a făcut lumea, însă l-a lăsat pe om să se îngrijească de ea. Grozăviile războiului, suferințele oamenilor nevinovați, bolile care au nimicit un mare număr de creștini din lume, toate acestea, precum și alte tragedii, erau folosite de către deiști ca dovadă că Dumnezeul descris în Biblie nu era decât o născocire și că El nu intervenea în chestiunile vieții. De asemenea, deiștii credeau că în Biblie există numeroase contraindicații și respingeau istorisirile din Scriptură, considerându-le mituri. De exemplu, aceștia ridiculizau istoria lui Iona și faptul că a fost înghițit de un pește din care a ieșit viu la mal 3 zile mai târziu. Totodată, respingeau minunile făcute de Iisus. Unchiul lui William și bunicul din partea mamei erau amândoi păstori baptiști. Pe măsură ce a crescut neîncrederea lui Miller în Biblie, el a ajuns să imite și să ia în derâdere aceste pastorații spre amuzamentul prietenilor lui deiști.
Nimeni nu bănuia că, într-o zi, Miller va ajunge să fie un predicator puternic care, la rândul lui, avea să fie imitat și luat în râs. Cu toate că părea departe de Dumnezeu, el era un bărbat cinstit în căutarea adevărului. Soția lui nu a încetat nicio clipă să se roage pentru el, iar Dumnezeu i-a răspuns la rugăciuni. Asemenea tatălui său, William Miller a fost patriot, alăturându-se armatei Statelor Unite, pentru care a luptat în războiul din 1812. Era un bărbat extrem de respectat și a primit rangul de locotenent. În timpul bătăliei de la Plattsburgh, a fost martorul unor dovezi dramatice și convingătoare că în evenimentele umane intervenea o putere supranaturală, fapt care i-a tulburat perspectiva deistă. Chiar dacă nu era creștin după război, Miller a început să participe regulat la biserică împreună cu soția lui. Fiind un bun lector, citea enoriașilor câte o predică din cartea Practical Sermons atunci când lipsea pastorul. Într-o duminică, în timp ce era la amvon și citea o predică despre responsabilitățile părinților, a ajuns să fie convins de propria lui condiție de păcătos. Miller a început să plângă și a fost incapabil să termine de citit predica. Mintea lui a fost impresionată de următorul gând profund. Cât de minunat este că Dumnezeu nu doar că există, dar este și iubitor și bun. Lui îi pasă de credința sa și poate îndepărta vina oamenilor. Mai târziu, amintindu-și de această experiență, scria: deodată, caracterul Mântuitorului a impresionat cu putere mintea mea. Se părea că există o ființă atât de bună și de miloasă care să ispășească nelegiuirile noastre și prin aceasta să ne salveze de suferință și de pedeapsa păcatului. Imediat am simțit cât de iubitoare poate fi această ființă și mi-am închipuit că pot să mă arunc în brațele sale și să mă încred în mila uneia ca el. Dar s-a ridicat întrebarea: cum se poate dovedi că există o astfel de ființă? Am descoperit că, în afară de Biblie, nu se găsește nicio dovadă a existenței unui așa mântuitor sau chiar a unei stări viitoare. Și am înțeles că Biblia scotea în evidență tocmai pe mântuitorul de care aveam eu nevoie și am fost uimit să descoper cum o carte, după părerea mea de atunci, neinspirată, dezvoltă niște principii atât de perfect adaptate nevoilor unei lumi căzute. Am fost constrâns să admit că scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dumnezeu. Ele au devenit plăcerea mea, iar în Isus am găsit un prieten. Mântuitorul a devenit pentru mine primul dintre 10.000, iar scripturile care mai înainte pentru mine erau întunecate și contradictorii au devenit o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Mintea mi s-a liniștit și mi s-a limpezit. Am constatat că Domnul Dumnezeu este o stâncă în oceanul vieții. Biblia a devenit apoi studiul meu de căpetenie și pot spune în adevăr că am cercetat-o cu o mare plăcere. Am găsit acea jumătate despre care nu mi s-a vorbit niciodată. M-am întrebat atunci de ce nu văzuse mai înainte frumusețea și măreția ei și m-am minunat cum de am putut-o lepăda. Am descoperit tot ce-mi putea dori inima și un bun leac pentru toate bolile sufletului. Am pierdut gustul pentru orice altă lectură și mi-am îndreptat inima să primesc înțelepciunea de la Dumnezeu. Lipsa formării teologice nu l-a împiedicat pe Miller să înțeleagă Biblia. În timpul pe care îl dedica zilnic studiului și rugăciunii, alături de el stăteau îngerii. În fiecare zi punea în practică adevărurile pe care le învăța din Scriptură, vorbind deseori despre aceasta atât acasă cât și în adunări. Pentru viitorul rol util al lui Miller în lucrarea lui Dumnezeu, toate acestea i-au fost învățătură esențială. Pe vremea lui William Miller, mulți predicatori învățau că pe pământ va fi pace 1000 de ani înainte de a doua venire a lui Isus. Însă pe măsură ce a studiat sistematic profețiile, Miller nu a descoperit nicio astfel de învățătură. În loc de aceasta, a văzut că Biblia învață clar că Isus va veni înainte de mileniu. Pe măsură ce a căpătat sentimentul profund al apropiatei reveniri a lui Hristos, Miller și-a dat seama că soliile din Biblie privind sfârșitul vremurilor trebuie să fie prezentate lumii.
El s-a rugat ca Dumnezeu să pună povara pe cineva. A vorbit cu pastori și i-a îndemnat să predice profețiile, însă niciunul nu l-a ascultat. Neputând găsi niciun predicator care să transmită mesajul revenirii lui Hristos, el a început să simtă cu tărie că va trebui să facă el însuși. Ideea de a predica i s-a părut absurdă lui Miller. Având aproximativ 50 de ani, se simtea deja un om bătrân. Era fermier și nu era obișnuit să țină discursuri în mod regulat. Avea mijloace limitate. Singurul lucru pe care îl putea oferi era un mesaj biblic care îi schimbase viața. După ce a adus o luptă cu sine, s-a predat lui Dumnezeu și a promis să transmită mesajul revenirii apropiate a lui Hristos oricând avea să-i se ceară aceasta. Predarea lui Miller a fost ceea ce aștepta Dumnezeu. La nici o oră de când s-a întâmplat asta, a primit prima solicitare de a ține o serie de lecturi publice într-un oraș din apropiere. Din acest moment au început să curgă solicitările, acestea fiind atât de multe încât s-a simțit incapabil să le accepte pe toate. Deși mesajul lui Miller era uluitor, maniera lui de prezentare era calmă și demnă. Ziariști sosiți pentru a scrie despre prezentările lui Miller erau surprinși în maniera limpede și metodică în care se desfășurau predicile lui. Ascultătorii își foloseau Bibliile, iar Duhul Sfânt era prezent. Predicile lui Miller eribelau puterea cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce explica cronologia profetică din Daniel și Apocalipsa, el își purta auditoriul către sentința lui Dumnezeu. Ascultătorii tremurau în timp ce le era trezită conștiința. Viețile erau schimbate, comunitățile se schimbau, bețivii deveneau abstinenți, libertinii ajungeau curați sufletește, patronii din cârcium își închideau localurile, necredincioșii renunțau la necredința lor și deveneau creștini. Numărul participanților la serviciile divine și orele de rugăciune a crescut. De o astfel de predicare e nevoie astăzi. În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 2, găsim scris: propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Miller studiase cu sârguință scripturile ani de zile, iar acum predica cuvântul cu putere. Deseori, ca notițe, își lua cu el la amvon doar un text simplu din scriptură. El se supunea încă unui învățături din Biblie despre predicare. 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 2: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Predicile lui Miller îl scoteau în evidență pe Hristos, precum și venirea lui apropiată. El vorbea cu simplitate despre a doua venire a Mântuitorului, care își dăduse viața pentru păcatele noastre și s-a dus în ceruri ca să ne pregătească un loc. Miller îl iubea pe acel Hristos pe care îl prezenta. Cu toate că acest servitor al lui Dumnezeu a fost de două ori dezamăgit atunci când Iisus nu a venit nici în primăvara lui 1844, nici în toamna aceluiași an, mesajul lui plin de credință și bazat pe profețiile din Biblie a dus la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu. Mesajul lui despre Iisus a avertizat, a trezit și revitalizat interesul despre profeții. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, William Miller a fost folosit pentru a începe o mișcare ce în cele din urmă va duce mesajul final al iubirii lui Dumnezeu în întreaga lume. După aceea, va veni sfârșitul. Lăsați-i pe pastor să predice cuvântul într-o manieră care să lase impresia cea mai solemnă asupra celor care ascultă. Fiți binecuvântați ca să înțelegeți că Dumnezeu are nevoie de voi ca predicatori. Studiați cuvântul sârguincios și Duhul Sfânt să lumineze mintea voastră, să înțelegeți bine ceea ce citiți. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.